Astăzi vă arăt cum puteți face Windows 10 în limba română. Pentru acest lucru va trebui să dați click dreapta pe butonul de start, apoi să mergeți în Settings, aici să căutați Time and Language, apoi Language și aici va trebui să dați pe Add Language și veți căuta limba română. O selectați, dați click pe Next și aici vă întreabă ce vreți să faceți cu limba română. Să instalați pachetul de limbă, să puneți Windows-ul în limba română, Text-to-Speech și recunoașterea scrisului. O să bifez aici Settez My Windows Display Language, o să dau pe Install și în momentul de față se descarcă pachetul pentru limba română. S-ar putea să dureze câteva minute în funcție de conexiunea voastră la internet și de cât de rapid este sistemul. Acum Windows-ul ne spune că trebuie să dea sign out ca să se aplice noile setări de limbă. O să-i dăm Yes Sign Out Now. Veți vedea că Windows-ul este în română. Coș de reciclare. Dacă dăm click aici, vedeți că totul este în limba română.